Seymour, Camera Deputaților a adoptat o importantă UG de cont în loc de tichete de vacanță. Plenul Camerei Deputaților a adoptat, marci, cu amendamente, UG 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea sublinierei completarea unor acte normative sublinierei prorogarea unor termene. Potrivit unui amendament admis de Camera Deputaților, în anul 2018, pentru personalul militar, polici subliniere T, funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare sublinierei personalul civil din instituțiile publice de apărare, ordine public sublinierei securitate națională se decontează serviciile turistice prestate de unici aflate pe teritoriul României, efectuate în perioada concediului de odihnă, în limita valorii prevăzut de ordonanța de urgență a guvernului numărul .8/2009. Acestor categorii de persoane nu li se va acorda vouchere de vacanță pentru a li se păstra secret identitatea, anunță GerPress. UG 90/2017 menționează că în acest an se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile sublinierei autoritățile publice. Prin excepție de la această prevedere, ordonatorii de credite pot aproba ocuparea unui procent de maximum 50 din totalul posturilor ce se vor vacanta după data de 1 ianuarie 2018, numai în condițiile încadrii în cheltuielile de personal aprobate prin buget. Camera Deputaților a introdus un amendament prin care se exceptează de la aceste prevederi sublinierei instituțiile din cadrul autorității judectoare subliniere T, Administrația Națională a Penitenciarelor sublinierei Serviciile Publice de Ambulanță. Acestea pot organiza concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante, indiferent de data vacantrii acestora, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinație în buget. Tot prin excepție, se pot organiza concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul serviciilor Parlamentului, indiferent de data vacantrii acestora, cu justificarea necesității sublinierei cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate. Proiectul de lege adoptat de Cameră prevede, de asemenea, că legea salarizării personalului plătit din fonduri publice se modifică astfel încât pentru funcționarii publici sublinierei personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale administrație din aparatul propriu al consiliilor județene, primării sublinierei consilii locale, din instituțiile sublinierei serviciile publice de interes local sublinierei județean din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Local, a Consiliului Județean sau a Consiliului General al Municipiului București subliniere T, după caz, în urma consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariacilor. Proiectul mai prevede majori salariale pentru directorul general din cadrul Institutului Național de Hematologie Transfuzional Profesor CT.
Nicolau, pentru persoanele care ocupă funcția de director în cadrul centrelor de transfuzie regionale sublinierei județene, respectiv al centrului de transfuzie sanguin al municipiului București sublinierei pentru personalul care ocupă funcțiile de director general sublinierei director general adjunct în cadrul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Camera Deputaților este for decizional pentru acest act normativ.